Jocul de sâmbătă trecută cu HC Piatra Neamț a fost unul bun pentru debutul fetelor, chiar dacă au pierdut în fața experimentatei echipe moldovene. Pentru meciul din etapa a doua, echipa giurgiuveană a fost pregătită la modul special, iar jucătoarele au studiat jocul rapidistelor în încercarea de a le contracara. Una peste alta, rapidistele au ca țintă să acceadă iarăși în prima divizie națională, așa că se anunță un meci dificil. Este un meci cu o echipă de tradiție, o echipă care multe sezoane a jucat în Liga Națională, iar acum este în Liga 2, o echipă care tot așa va încerca anul acesta să promoveze. O echipă solidă cu jucătoare împrumutate de la CSM București din Liga Națională. Noi am pregătit acest meci toată săptămâna la antrenamentele pe care le-am avut, inclusiv video, pentru că am avut și o înregistrare de la prima etapă pe care au jucat-o fetele de la Rapid. Am încercat să remediem din greșelile pe care le-am făcut în prima etapă, să scoatem din ratările care au dus ca scorul să fie așa, diferența să fie așa de mare între noi și Piatra Neamț. Sperăm ca totul să fie bine și să ne întoarcem cu un rezultat favorabil de la București. Meciul de mâine va începe de la ora 10:30 și se va desfășura la sala din Giulești. Următorul meci al echipei feminine de handbal va fi acasă, sâmbătă 5 octombrie, la sala Chauncey Hardy, seara începând cu orele 18:00.